Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre reuniunea mulțimilor. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Haideți să ne lămurim împreună ce înseamnă reuniunea a două mulțimi. Să rezolvăm următoarea aplicație. Dacă mulțimea A este formată din elementele X, unde X este litera cuvântului Andrei, și mulțimea B este formată cu elementele Y, unde Y este litera cuvântului Sara, să determinăm mulțimea C, formată cu toate elementele din cele două mulțimi A și B. Să vedem cum procedăm. Deci mulțimea A va fi egală cu elementele A, N, D, R, E și I. Iar mulțimea B e formată cu elementele, deci litere a cuvântului Sara, S, A și R. A-ul a mai fost scris odată, deci nu îl repetăm. Să vedem și mulțimea C formată din elementele celor două mulțimi. Copiem întâi mulțimea A, formată din elementele A, N, D, R, E și I și observăm că litera S nu a mai fost scrisă din mulțimea B, A-ul este deja în mulțimea noastră și R-ul de asemenea. Știm că un element într-o mulțime se scrie o singură dată. Haideți să realizăm și diagrama. Deci A-ul este element comun celor două mulțimi A și B. N-ul e numai în A, D-ul, R-ul iarăși este element comun, E, I și S-ul este element numai în mulțimea B. Ce este reuniunea a două mulțimi? Reuniunea a două mulțimi A și B este mulțimea formată din elementele care aparțin cel puțin uneia dintre cele două mulțimi. Notăm în felul acesta A reunit cu B, deci înseamnă că mulțimea A reunită cu mulțimea B este o nouă mulțime formată din elementele X, unde X este element din mulțimea A sau X este element din mulțimea B. Deci reuniunea a două mulțimi pe această diagramă înseamnă elementele din mulțimea A, toate elementele din A, toate elementele din B, dar scrise o singură dată. Pe aplicația noastră observăm că mulțimea C conține toate elementele din mulțimea A și din mulțimea B. Deci, cu alte cuvinte, mulțimea C este de fapt reuniunea celor două mulțimi A și B. Să considerăm mulțimile A formată din elementele 1, 2, 3, 6 și 8, B formată din elementele 1, 4, 6, 7, iar C-ul format din elementele 2, 5, 6 și 7. Să realizăm diagrama Venn-Euler corespunzătoare celor trei mulțimi și pe urmă să facem niște reuniuni, să calculăm niște reuniuni. Haideți să încercăm să facem diagrama. Ce observăm? Elementul 1 este comun mulțimii A și B, deci înseamnă că îl vom scrie în această porțiune. 2 e comun lui A și lui C, deci îl punem aici. 3 observăm că este numai în mulțimea A, 4 este element numai din mulțimea B, 5 este element din mulțimea C, 6 observăm că este element comun celor 3 mulțimi, deci îl punem la mijloc, 7 este element din mulțimea B și C, iar 8-ul este element numai din mulțimea A.
Să calculăm A reunit cu B va fi egală cu mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, 4, 6, 7 și 8. B reunit cu C va fi mulțimea formată din elementele 1, 2, 4, 5, 6 și 7. Ce reunit cu B? 1, 2, 4, 5, 6 și 7. Este, de fapt, porțiunea B reunit cu C, respectiv C reunit cu B, aceasta. Deci aceasta reprezintă B reunit cu C. Ce observăm? Că, de fapt, B reunit cu C este egal cu C reunit cu B. Să calculăm acum A reunit cu B, totul reunit cu C. A reunit cu B, totul reunit cu C, egal cu A reunit cu B, este egal cu mulțimea formată din elementele 1, 2, 3, 4, 6, 7 și 8, la care reunim C-ul, care este format din elementele 2, 5, 6 și 7. Și obținem mulțimea formată cu elementele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Deci, practic, toate elementele scrise în această diagramă. A reunit cu B reunit cu C va fi egal cu mulțimea A e formată din elementele 1, 2, 3, 6 și 8, la care adăugăm elementele din B reunit cu C. B reunit cu C era format din elementele 1, 2, 4, 5, 6 și 7. Și dacă scriem toate aceste elemente în ordine crescătoare, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Ce observăm? Că rezultatele sunt aceleași, cele două mulțimi obținute sunt egale. Știm că nu contează ordinea de scriere într-o mulțime, dar le-am scris crescător, deci A reunit cu B, totul reunit cu C, este egal cu A reunit cu B reunit cu C. Iar A reunit cu mulțimea vidă, știm că mulțimea vidă este mulțimea fără niciun element, deci practic înseamnă că rămân elementele din mulțimea A. Deci 1, 2, 3, 6 și 8. Deci cu alte cuvinte, A reunit cu mulțimea vidă este chiar mulțimea A. Vă propunem spre rezolvare următorul exercițiu. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în rezolvarea exercițiilor.